Vă Mă rog, rog. Mara, N-am mai înțeles, atenție scuze, la m-am limbaj. enervat, Simona, și Doamnă, spun și de nu ce. puteți să-l acuzați pe acest om că minte. Nu, sub nicio formă. Doamnă, Nu, deci are eu dreptate. Vreau să o ascultăm și pe Daniela. Eu rog, vreau să vă întreb, Daniela, din punct de vedere al mamei, deci eu am o fetiță și eu, să vă trăiască. Nu neapărat că sunt prietenă cu Lumința, că aici nu se pune problema de prietenie atunci când faci un copil. Ai o responsabilitate ca femeie, mai ales o femeie, o mamă are o responsabilitate față de un bărbat care poate să fie sau poate să nu mai fie, poate să nu recunoască copilul. Da. Dumneavoastră, din punct de vedere al omeniei și dacă vă iubiți într-adevăr copilul... Sigur că da, bineînțeles. Cu tot respectul, pentru că și eu am fost foarte săracă și nu este rușine să fii sărac. Sigur. Dacă o iubiți pe Măriuca, pentru că eu știu, Luminița, chiar dacă este cântăreață, nu este multimilionară și ei a fost greu, mai ales că acum are și ea un copil cu 3 copii, pentru că 2 sunt înfiați și unul este natural. Da. Mă rog, dacă iubiți acest... Încă nu i-am dat custodia, mă Bun, scuzați. Nu i-ați dat custodia, dar să știți că eu știu despre Măriuca de foarte mult timp, mă rog. Cum o lua, cum avea grijă de ea, cum a impresionat, cum a impresionat ocazul. Că este greu. Cum să-ți explic, când îți lași un copil la casa de copii, Pinocchio sau la care o fi casă Pinocchio, de copii, da, pe un an de zile, înseamnă doamna, că... ai luat o decizie, deci copilul tău din acel moment are o soartă dură. Ce să mai, chiar dacă este o casă de copii, poate nu, acolo... era e, foarte nu. Bine Doamnă, străin nu este străin. Iar Luminița, așa cum a fost... Doamna Daniela, nu doamnă, un pic, dacă îmi permiteți, vă rog. Lăsați-mă să termin și după aceea puteți să spuneți dumneavoastră ce vreți. Dacă dumneavoastră vă iubiți copilul într-adevăr... Cu siguranță. Și am văzut și chiar celălalt copil... Chiar dacă nu mai este lângă mine. Deci nu contează că nu este lângă dumneavoastră. Sigur. Faptul că dumneavoastră ați făcut un pas, ați lăsat-o la casa de copii. Dacă eram vă iubiți copilul, pe vremea aceea. Are un mare noroc acest copil. Faptul că a cunoscut că Luminița a vrut să o ia temporar în weekend, știu că o luau în weekend da, acasă, da. Și știu că fata este foarte atașată de Luminița. Dumneavoastră nu-i faceți decât un rău copilului dumneavoastră. Lăsați-o să crească în niște condiții în care dumneavoastră nu aveți cum să îi le oferiți. Încă o dată îmi cer milioane de scuze. Sau spuneți o sumă public și rezolvăm și asta. Nu, lasă, rog, nu este vorba de sumă. Daniela, tu ești mai de treabă așa. Nu, eu nu sunt mai de treabă. Bani. Eu am vorbit cu Luminița, ai cerut bani, păi nu, nu am cerut niciun bani, doamna Luminița Angel mi-a luat copilul pe bani. Doamna Constantin, nu faceți acuzațiile astea. Doamna Constantin, dacă mai faceți acuzații de astea, vă opresc microfonul. Stați puțin, iar în ziua de astăzi, așa cum a spus Simona, doamna Constantin, vă rog frumos, dacă mai faceți o dată astfel de acuzații, fără să le probați, vă închid microfonul. Bine, deci este cuvântul dumitale contra cuvântului Luminiței. Deci eu îmi vreau fetița. Atât. Problema este așa că nu mai trebuie Luminița să vă lupt cu toate alea fără să aibă amor de la autoritate. Vrei, eu nu mi l-am făcut, vrea să mi ia doamna Luminița Angel, fiindcă e doamna Luminița Angel vede. Doamna, vezi ceva? Puteți să vă oricine atâta vreme cât ți l-ai aruncat? Știți ceva? Nu mi l-am aruncat, dumneata să vorbești la adresa dumneata, dumnitale. Tu ești o escroacă? Care ți-ai aruncat copilul la casa de copii? Ești o escroacă plătită de Luminița. Vă rog frumos, opriți-vă. Doamna Constantin, doamna Constantin, doamna Constantin, doamna Constantin, ca să vorbești pentru ea. Doamnă, ascultați-mă puțin. Dacă ne certăm, nu facem nimic. Este un caz, măi, dacă vreți, Daniel, social. Ascultă-mă puțin, Mara. 4 ani cât a stat copilul la Luminița, asta n-a interesat-o, asta că n-a știut că e la Luminița. Dacă dumneavoastră vă iubiți copilul, 4 ani de zile, Luminița a tot persoană publică, mai ales cu un mare succes acum 4 ani și acum. Este o artistă foarte cunoscută. De ce nu v-ați dus atunci? Spuneați, doamnă, nu știa unde e copilul, mă. Ea a fost bine... Nu, ea nu știa că e copilul, eu știu de la Luminița. Ea n-a știut că a luat copilul Luminița Angel. Când a aflat, s-a dus la televizor. Dar până atunci n-a interesat-o. Cert este Bun, că... cum explicați? Cum explicați ceea ce spune directorul general al Direcției de Protecție a Sectorului 1, a copilului Sectorul 1? Mama naturală a Mariei a făcut vreo cerere. Doamna Constantin, mă ascultați? Mă ascultați? Vă rog frumos. A făcut vreo cerere la dumneavoastră că ar vrea să-și vadă copilul și domnul director Dănuț Fleancă zice, din câte știu eu, până astăzi nu există niciun document scris din partea mamei copilului care să solicite detalii cu privire la copil, să solicite încredințarea copilului sau vizitarea acestuia. Adică mi-este greu să cred că este furat un copil corect. De la o casă. Nu există, nu așa, există ceva. Așa ceva, doamnă. Cu tot respectul, v-am spus, eu încerc să fiu, eu sunt balanță, sunt mai Eu sunt vărsătoare. Echilibrată. Echilibrată. Da. Nu vreau să vă aduc acuz.
acuze, pentru păi că nu vă cunosc. Mara este un ziarist care este mult mai bine documentat decât mine, ca o simplă artistă, și o mamă, și o prietenă a Luminiței. Da. Eu știu foarte, adică știu foarte clar acest caz, pentru că Luminița, când a spus, domnule, pot într-adevăr Măriuca să stea la mine, ea la două zile i s-a confirmat sarcina. Și a zis, mă, parcă a fost de la Dumnezeu așa, adică m-am bucurat foarte mult pentru ea. Cu alte cuvinte, nu putea ca să vă fure copilul, chiar dacă este persoană publică, degeaba spuneți că nu trăim aici, Luminița nu este, nu știu, nimeni nu-i plătit de către Luminița Anghel să o apere. Eu vreau să vă aduc iar Mara nici atât. De ce nu m-a întrebat pe mine dacă sunt de acord să o dau la dânsa definitiv? Păi doamnă, când nu v-au supărat, când v-au căutat autoritățile, nu v-au găsit. Nimeni. Păi spune omul ăsta, directorul. Nu e adevărat, n-aveam pe nimeni atunci și nu e treaba dumitale. Păi atunci nu venim la televizor. Am o viață a mea personală cu soțul meu cu care am un copil. Și mai am o rugăminte. Dacă vrea neapărat acest copil. Doamna Constantin. Și animalele își cresc. Mara, ascultă-mă puțin. Cum vreo mamă să-și arunce copilul la casa de copii? O mamă care are două mâini, două picioare, poate munci. N-am ce compasiune să am. Serios. O citație la mine. V-au căutat, nu v-au găsit. De unde să vă ia? Din gură de șarpe? Păi spune omul ăsta. Minte directorul. Nu m-a căutat. Trebuia să mi se dea un telefon sau să-mi aducă o citație la mână, precum ca să mă prezint în tribunal. Vă rog frumos să-mi apriți casca. Pentru că eu am fost dat în judecată de protecția copilului, nu știu din ce motiv, că nu le-am făcut niciun rău. Trebuia acea citație să-mi vină ca să o semnez să merg în tribunal. Doamnă, puteți dar eu merge n-am în tribunal, nimic. Însă eu, deci eu vă spun sincer, eu dacă n-aș avea o posibilitate și fata mea ar fi luată, nu știu, de cineva care într-adevăr are situație. De un om ca asta... doamna Luminița Anghel. Da, doamnă, Luminița este un om foarte bun. Dumneavoastră aveți o problemă cu ea pentru că aveți această problemă, dar Luminița este un om deosebit. Nu am nimic, încă o respect și mulțumesc că mi-a crescut fetița fără fetița dumneavoastră, fără acordul meu. Știți ce mă deranjează, doamna Daniela? Dumneavoastră nu sunteți fericită că Măriuca trăiește într-un mediu civilizat, că este iubită. Nu eu sunt fericită, dar sunt nefericită că nu este lângă mine. Eu am iubit foarte mult fetița, eu te cred, pentru că nu am avut, pe vremea aceea eram foarte amărâtă, Angelica. Angelico, de ce ai dat-o? Pentru că nu am avut bani pe vremea aceea și mi-am dat seama de pericolul fetiței. Dar tu ai avut ce să mănânci? Te lăsai pe tine, mă, dacă ești... Păi m-am lăsat întotdeauna pe mine și am dat fetiței. Eu nu cred, băi, nu cred. Și acum intervin eu cu mama mea care a rămas paralizată. Doamna Constantin, ascultați-o pe Daniela aici, care are o poveste de viață cu tremurătoare. Mama mea a rămas paralizată când aveam 10 ani. Credeți-mă, putea să mă dea, existau două posibilități. Ori la tatăl meu, care își făcuse o familie, ori la orfelinat era pe vremea aia, la orfelinat. Eu eram atunci la George Enescu, am stat într-adevăr un an la internat, dar cu mama în spital. Adică mama mea nu a renunțat la mine. Cu toate că vă rog să mă credeți, o viață grea am avut. Adică nu dumneavoastră sunteți... Deci... Dumneavoastră puteți să munciți, mama Daniele nu putea să meargă. Nu putea să muncească. Deci, cu alte cuvinte, chestia că, domnule, bun, v-ați gândit la binele copilului. Foarte bine decât să-l arde, să-l omorâți, mai Doamne bine că ați luat-o în plasament. Dar dacă era să-mi abandonez, mi-o lăsam la spital, doamna Daniela. Doamnă, și faptul că ați lăsat-o la casa de copii, mie mi-este greu să cred că cineva de acolo și-a permis să dea un copil fără să știe de părinți. Dar de ce? Nu m-a întrebat pe mine că eu poate... Păi dacă n-a avut adresa și spus... De unde să te ia, că nu, erai plecată. Nu m-a căutat, domne, dar de unde știi? Adică minte omul. Mă, dar tu știi, ia fi atent, Angelico, spun altceva. Dumneavoastră dacă tu ai fața puțin, locului, să vedeți. Ascultă-mă puțin. Dacă este un proces, dacă ți-au deschis un proces și te-au căutat, o copie după citația pe care ți-au trimis-o e la dosar. Înțelegi? Deci nu există că nu te-au căutat. Și citația, unde este ca eu să mă prezint? Păi știu eu în ce boschet stai tu. Sau păi unde dar era? Nu stau în boschet. Bun, scurtă pauză și ne întoarcem la discuție. Rămâneți cu noi, ne întoarcem. Vă rog, doamna Constantin, scurtă pauză. În rândul publicului prezent la emisiune sunt o mulțime de doamne revoltate, doamna Știu. Constantin, de ceea ce faceți. Toate sunt cunoștințele doamnei Luminița. Cum să fie, doamnă? Toți suntem cunoștințele doamnei doamne, Luminița. Deci aici pierdeți. Aici pierdeți. Să vă spun ceva, dacă îmi permiteți. Se revoltă femeile astea. Nu mă interesează că se revoltă. Mă ia pe mine de păr până la urmă. Ai, nu, nu, vai de mine. Pe dumneavoastră, nu. Deci doamnele, pe mine nu mă interesează opinia publică, părerea dumneavoastră a celor care sunteți în platou de față, mă interesează părerea mea,
Eu am suferit pentru fetița mea. Dar nu mă mea, interesează nicio părere a nimănui. Fiindcă eu numai ne-am văzut fetița. Iartă-mă o secundă. Admițând că nu te interesează, Angelico. Te-am văzut la un alt post de televiziune. Da. Spunând în a doua emisiune. Da, 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 că renunți la fată și eu lași luminiței. Am spus că eu las din gură. Dar nu îmi scris. Stai, stai. Păi nu știu dacă aveți cuvânt, doamnă. Ai spus da sau nu că eu lași luminiței? Din gură? Până îmi rezolv. Păi din gură că nu spui din urechi, ești nebună. Tu vorbești cu urechile. Din gură. Păi una e din gură și una este din... Păi înseamnă că n-aveți cuvânt, doamnă. N-ai dat, dar ai spus la televizor că eu dai luminiță. Că eu las, da? Eu las doamnei luminița. Și cam câte, câți bani casă, au determinat să te schimb? Nu vreau niciun bani. Casă, pot să-mi revin eu așa cum trebuie, să-mi iau fetița. Deci nu o dau de tot. Scurt, eu vreau fetița doamne, înapoi. Doamne, dar din 2009, de când Măriuca este în casa luminiței, de câte ori ați văzut acest copil, doamnă? Datorită doamnei Luminița, pentru că nu a vrut să discute cu mine, din cauza, pentru că e frică de mine, nu de știu câte de ori, ce... Doamnă? De când a plecat la doamna Luminița, da, vă referiți. Niciodată eu pe dânsa am căutat-o și nu a doamnă, fost de găsit. Patru ani, de patru copilul ani. Nu vă cunoaște. Doamne, păi nu mă cunoaște datorită dânsei, că nu i-a dat voie să mă cunoască. Vreau să vă spun ceva, dacă îmi permiteți. Când fetița era în centru, eu m-am dus la fetița mea cu soțul meu, Micu Costică, concubinul meu, că nu suntem cununați, așa este la noi, nu ne cununăm, că nu ne ține o hârtie. I-am dus un tort. La dumneavoastră la cine? Noi suntem romi, țigani. Păi și ce sunt țigani. Nu are nicio legătură cu ce George este amantul meu. Sigur. Sunt și români care nu fac acte, nu ține tot, de... Tot om sunt, că nu ne ține o hârție legat. Dar eu știam că țiganii nu joacă copiii, că pentru țigan familia e mai mult decât orice. Sigur că da, bineînțeles. Tu știi câți țigani amărâți cunosc eu, uite, am păi și fata care... Păi de ce mi-a luat doamna Luminița? Păi amărâți și a luat fetița mea. Păi de ce mi-a luat doamna Luminița? Era într-un centru de plasament. De ce mi-a luat doamna Luminița? Al copil din centru și a luat fetița mea. Eu tocmai de-aia mi-am lăsat-o în centru de plasament. Pentru că făcea singură, Angelo, spun eu. Pentru că nu, că nu pentru că de i-a Paști, făcut de ea și a vrut să aibă un bibelou în casă de Paște și de Crăciun. Nu e chiar așa, că doamnă. Și eu am vrut să-mi iau fetița de Paște și de Crăciun acasă. Și cine iar doamna lăsat? Directoare Neagu Cristina. Nu era la Viena, la Schi și n-a putut să o ia. Dânsa, odată m-am dus la fetiță și mi s-a spus că de ce am venit la ora 2, cum i-a spus. Păi n-a spus dumneavoastră să vin la ora 2, doamna directoare. Mi-a închis ușa în nas, pe toți părinții i-au primit, vreau să mă audă toată țara, să-mi și facă dreptate, nu, dacă există dreptate în țara asta. Și pe mine nu, eu m-am dus la secția 11, am adus poliția acolo și așa am putut să-mi văd fetița. Toți mint, doar dumneavoastră spuneți adevărul. Da, sigur că da. De ce doamna Luminița a luat acest copil al meu și n-a luat alt copil din centru? Pentru care m-a zis? Pentru că a avut un bibelou în casă, cum a declarat dânsa lui doamna Neagu Cristina, știu de la dânsele. Ne oprim aici, că nu mai putem să nu mai avem timp să continuăm. Vă mulțumesc mult pentru că ați fost alături de mine la această discuție.